Răsturnare de situație în cazul scrisorii trimise de Rudolf Giuliani, președintelui Claus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocolelor secrete și stoparea presiunii asupra judecătorilor. Într-o declarație oferită în presa străină, avocatul lui Donald Trump ar fi recunoscut că a fost plătit să scrie acea scrisoare. Conform site-ului politico.eu, Giuliani a declarat că scrisoarea s-a bazat pe un raport realizat de fostul director FBI, Louis Free, raport pe care ulterior avocatul l-a consultat înainte să scrie acel document trimis către Claus Iohannis. Giuliani a recunoscut că firma deținută de fostul director FBI îi plătește onorariul, însă nu a vrut să precizeze cât a primit pentru redactarea acelei scrisori sau dacă a fost contractat în numele unui client al firmei Free Group. La rândul ei, firma a refuzat să facă vreo declarație în acest sens. Pe 10 iulie, Washington Post scria că Rudolf Giuliani continuă să lucreze pentru clienți străini, atât personal cât și prin firma sa, în timp ce activează ca avocat personal al lui Donald Trump. Ambasada Statelor Unite la București a declarat că nu comentează o scrisoare transmisă de o persoană privată cetățean american, referindu-se la epistola trimisă de Giuliani președintelui Iohannis. Luis Fri a ajuns în atenția presei după ce anul trecut a afirmat că este profund dezamăgit de decizia în altei curs de casație și justiție de a-l condamna pe omul de afaceri român Puiu Popoviciu la șapte ani de închisoare. La vremea respectivă, Popoviciul l angajase pe fostul director FBI să-l apere în dosarul Băneasa, în care a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.